Nu știu unde se ascundea, dar l-am prins. Mamă, ce sabotaj am avut aici parte. Leo Gaida. Și ăștia numai englezii s-au ocupat de treaba asta. Nu te auzim. Unde ești ascuns? Bună seara! M-auzit? Toma Leo? Toma Leo? Îmi mai e săracu. Bietule! Nu te auzim. Bine, ești ca... Ești pe o turație de... Bietul meu, ca să nu-ți dea seama lumea că sunt milionar. Ah, ți-ai pus translator de voce. Da, stai să-mi aduc țigări, cafe, să fie mai departe. Mă întorc undeva între 6 și 7 minute. Mamă, ce face, ce face tehnologia asta nebună? E de show, gata, e clar treaba. Cred că pe Nil l-a prins ucrainienii sau rușii și l-au castrat de vorbește așa. Uite, Florin Dobre a întrebat dacă le-au arestat. Da, corect. N-are, el doar se preface. A lăsat pornită scula aia acolo de... Ia uite, face microfonia. Nu știu dacă avea sculă, dar avea doar impresie că nu avea băbucea că are sculă. Câte ore se trebuie că să te țin la domnul Dragoș? Păi dacă, deci acumulatorul ăsta cred că mă ține minim 3 ore, deci clar că sunt de cel puțin 3 ore. Ați pierdut tipul, domnul Dragoș. Habar n-am, dar cred, cam așa. Ați pierdut tipul, da? Ce era să fiți în luptă în Ucraina acum împotriva rușilor? Erați erou. Erați scumă, dar măcar vădui ruși tot omor. Da, cu albine sau cu vispi asiatice, cu ce scumoriți? Ce n-au făcut strămoșii noștri la Stalingrad, reușim noi. Al doilea Stalingrad. Suntem aici într-o cifră rotundă 6 și 9. Din cauza condițiilor tehnice, ne oprim aici că eu mă aud deja în dublură. Și ne-a făcut o leu, a lăsat și la parcă aș fi castrat și eu nu-s castrat. Străbunicul meu a fost castrat în testicul și tot a făcut încă 3 copii. Și a murit din pădure, că era pădurar, nu la găbul la ruș, la ruș, la URSS. Așa că ne oprim. Aoleu, te-am auzit? Dar nu puteai să închizi microfonul lui Leo? N-ar mai avea farmă, stai să văd. Nu știu că intre. Sunt aici. I-am tăiat microfonul și nu mai vorbește. Ei, pe dar nu până se întoarce, că ai zis că omul s-a dus până la baie puțin și se întoarce. Sunt aici, a spus că mă întorc în 6 până la 7 minute. De tu ce ai vocea asta? De ce ai tu vocea asta stranie așa, subiată? Fiindcă am fost în aceeași perioadă cu Dragoș Gavrilă în Bulgaria. Madre mia! Am văzut eu unul mic și rău pe acolo. N-am știut că ești tu. Leu, dacă ai avut dicuța unde vocea ta, de-aia e parcă ai fie... Ai buh, Heliu? Leu? Acum butonează să schimbe acolo vocea, cred. Parcă buhele, ne oprim aici în live, că... Castră... Deși sunt castrați, îi castră pe toți românii. Și bormon. Nu, le lasă live-ul să curgă, nu e nicio problemă. Dar tu, tu știi cum te auzi? Da, știu, am să vă explic de ce. E șocat pentru mine, e teroare. Mă duc să aduc, n-am uschi, mă duc să aduc o sticlă de hidromel, că mă totuleze felul ăsta. Parcă e voce de bulangiu, așa să tu ești progresist, Leo, nu? Zi. LGBTist.
S-aude. Să dea microfonul la mai tare, că nu prea l-auzim bine. Acum am întors. Deci, hai, bagă, vorbește cu voce asta. Deci explic, stai răbdare. Atunci când am spus că am fost cu tine în această perioadă cu tine în Bulgaria, am fost în Bulgaria la Varna. De ce? M-am operat în gură. Mi-am făcut implantatul. Și acum am văzut să vorbesc cu dinții noi. Ăsta e motivul pentru care fluier. Îmi cer scuze. No, iartă-mă. Da? Na, iartă-mă, n-am vrut. Noi am crezut că e o glumă de asta așa făcută. Și... Nu. Doar că mi-am făcut implantul în toată gura. De acord. Și eu aștept să le fac. Și fiind implanturi bulgărești? De... Nu sunt bulgărești, sunt nemțești. Și din cămâna de lucru e mai ieftină în Bulgaria, clinica la care m-am dus eu, mi-a zis, mergeți în Bulgaria, că e la o prime de preț. Tot clinica noastră. Se aude rezultatul. Stai mă că eu învăț să vorbesc acum. Aveți noroc să vorbesc mai rar. Dragoș, imaginează-ți tu cu implantul de testicule după ce ai fost la Bulgari să faci implantul de testicule. Ce s-a întâmplat cu tine? Știi cum e? Pui unul de lemn și unul de fier și faci doi copii. Unul e Pinocchio, unul e Terminator. Nu râdeți că am stat vreo 6 ore în operație. Mai fraților, am lucrat toată seara. Ia uite, ați atins. Leo, eu nu râd. Eu sunt sarcastic și trist. Că din cauza că mi-am băgat mașina în service, dar a durat 3 săptămâni în România, nu mai vorbesc câți bani a durat, dar nu contează, mi-a rămtat treaba care trebuia să o fac și în România, cum ai făcut-o tu, știi? La un prieten. Nu știu când mă costa, habar n-am, dar am ratat-o. Asta este. Și eu vorbesc așa sarcastic cu amărăciune vis-a-vis de mine că na, am ratat ocazia să-mi fac în România ieftin, poate la anul îi prinde, poate de pași, habar n-am. Și de asta... Luni este ziua unificării Germaniei, așa că eu sunt liber de astăzi până luni. Și m-am dus în atelier și am început să folosesc niște suporturi, niște stelaje. Mă și vă ascultam, mă, m-ați nebunit de cap, fraților, m-ați nebunit, frate. Orice în afară de apicultură, orice în afară de politică adevărată, parcă vă feriți de ceva, parcă vă mușcă de suflet YouTube-ul, să nu cumva să greșiți. Politica e corect, fai, nu se poate, ce să spun. Măi, când vii cu vocea asta, ești... Băi, lasă-mă în pace, bă, și eu. Hai să vezi că până la sfârșitul live-ului o să vorbesc mai bine. Problema că ai voce de femeie. Bă, adică nu mă simt... Eu cred că Bulgaria ți-au schimbat sexul. Nu mi-au schimbat nimic, stai în banca ta. Nu se poate, frate. Asta era o travestie la București cu vocea ta. Deci, nu mai sunt un tabacic, înțeleg. Deci ai voce de travestit. Da, mă, lasă-mă. Mă nebunește, tata. Știi ce greu e să înveți cu dinți noi să vorbești? Am un, da, am aplicație care e cu recunoaștere verbală. Știi că am spart telefon? Da. Dar nu înțelegi că ești cu voce LGBT? Dragoș, eu îmi imaginez că tu ai trecut prin așa situație și nevasta ta ține afară în frig. Păi mă da afară din casă, dacă clar, nu te-am lăsat la porțe de slăbit până revii cu... Și n-ai avea de unde, că n-ai testicule. Atât ca ai. Am avut neajuns foarte mare cu dantura asta. Trebuie să fac chestia asta. N-am avut încotro. Și, na, asta a fost. Asta e... lucru care l-am făcut cel mai spectaculos pe 2020. Altceva nu am mai bine. Tot vă îngrijorează treaba asta. Uite, anul ăsta n-am mai bine. Ce ai pățit? Ce n-ai pățit? N-am pățit nimic. Am mai bine, dar nu le-am eu ale mele. Le-am dat privată, am hotărât anul ăsta să
fac niște modificări și le-am dat cuiva în grijă. Sper să mi le ia înapoi. Ce modificări faci, Davia? Stilul tău de viață sau stilul tău de apicultură? Și, și, la amândouă. Am cumpărat o casă, m-am mutat cu totul și acum o aranjez cât de cât, asta pe de-o parte. Pe partea cealaltă am fost la bulgari, l-am zis, m-am operat, n-a fost ușor, doar o lună de zile, de fapt. În 26 august m-am operat. Și... Noi eram invidios pe tine, te plimbai pe malul Mării Negre și mă uitam la mare de pe balconul hotelului și vântuleam de durere pe acolo. Am stat numai așa frumos, m-am odihnit. Da, plecam pe timp, stăteam în mijlocul mării. Știi, Leo. Auzi, dragoste, ce Leo. Zice lumea asta? În alte chat-uri se spune așa, Dragoș are o inteligență deosebită. Se cheamă inteligență ciocan. De care? Ciocan. Ciocan? Da. Știi cum e inteligența ciocan? Deci totul în jurul lui sunt doar cu el. Retrosinte. Asta trebuie să o trebuie pe privat, că nu se mai poate. Deci mai să hai să lăudăm pe câte cineva, lasă-o încolo de treabă, mă uit la live-uri, la tot ce pui pe net. Dar n-ai decât critici, bag acolo o laudă adevărată, ia să auzim de un apicultor care e spectaculos, în afară de tine, bineînțeles. Eu nu sunt spectaculos, eu singur lucru care l-am. Nu, îi spuneam lui Dragoș. Scuze. Hai să lăudăm. Da, Dragoș e deosebit, din cauza lui m-am apucat de YouTube și de regine. E păcat că nu se apucă mai mulți de YouTube. Asta îmi pare rău. Da, nu sunt apicultori mai mulți. Dragoș, câți suțenici ai tu? Că eu am vreo 5 pe YouTube. Vreau să 5 pe YouTube. Vreau să-mi cer scuze acum. De la toată lumea că nu dau drumul la cameră. Dacă dau drumul la cameră, o să mă scoată net afară. Dacă ți-ai lăsat și plete... Leo zice, zice-l Dragul și îți traduc în limba română că ți-ai făcut transplant de sex. Da, mă, ce nebunii fraților. Da, bine, nu suntem singuri. Băi, poate mă îndrăgostesc de tine. Nu pot, că am o săptămână de când m-am bărbierit. Lasă că merge și așa. Eu sunt de tine, eu sunt de Dragoș la nivelul lui intelectual. Nu pot. Hai să vedem așa. Avem 27 de țigări mai avem, după care o să începem să face. Așa să știți. Deci dacă dispar, nu înseamnă că a rămas fără țigări. Dragoș, dacă a fumat nu știu câte țigări de cauza mea. Știi? Cezar. Cezar a dispărut, domnul Constantin încă are microfonul închis deci, și au dispărut n-am mai fumat așa de mult. Cred că am 3 ani de când n-am mai fumat așa de mult ca în seara asta. Leo, din cauza ta îți cer următoarea confirmare. Eu nu am cameră, că eu nu mă mai văd. Am pierdut controlul, am fost sabotat de ăștia-i voștri. Spune-mi așa, rămâne pe live sau trebuie pe privat? Nu, rămânem pe live. Atunci facem. Scrie în istorie. Tu nu vezi cu ce voce vin? Exact asta. Eu deja mă duc să-mi caut... Rămânem pe live, frate, că dincolo-i plictisitor. Hai să... Băi, eu mă duc să-mi caut un refrigider. Hai să distribuim live-ul ca să crească numărul de persoane care vizualizează. Vai, dar să vezi câte lume o să uite după aceea. Am niște subiecte mortale. Hai că eu dau, eu distribui deja, eu dacă mai stăm. Încep, crede-mă, intru destul de rar. Vă ascult, îmi schimb de pe YouTube, am cumpărat crești și umblu cu telefonul în buzunar, sunteți, nu numai voi, o grămadă. Care ar fi clickbait-ul? Leo castrat sau cum ar trebui să spunem? Sau... De mă, încetează, fii bun. Iartă-mă. Să nu e ușor. Iartă-mă, de-aba. N-a putut, a fost în România cu 30 de litri underground de hidromel.
Și când m-am întors, m-am întors cu sticlele goale. Dar în Germania nu aveam cum să trimit. Dacă ai fi fost în România, crede-mă, cu toată dragostea, îți trimiteam un dulce și un alcoolic de hidromon, un sec alcoolic. Așa până, că... până se încheie live-ul, o să învăț să vorbesc. Asta e niciodată. De asta te ajutăm. De asta te ajutăm. Eu mă am încă 3 litri de hidromel. Am ieșit la 2 de la lucru și cred că de la 4 n-am mai vorbit deloc. N-am spus în cuvânt. Și de câte ori se întâmplă treaba asta, capăt senzația asta de dramă, de întuneric. Ăsta e cel mai tare live. După ce îl terminăm, îl las. Câte zile vrei să-l las? O să ți-l demonetizez, să vezi. Da. Tocmai de asta vreau să-l tăi pe privat. Spune tu câte ore să-l las disponibil, să-l asculte. Eu am multe cafea. Eu am foarte multe cafea. Am vreo 4 kg de cafea. Și sunt liber până luni. Eu n-am decât 3 litri de... Eu n-am decât 3 litri de hidromel și Dragoș nu m-a ajutat să-l consum. Cezar a dat bir cu fugiți, că ăștia sunt ăștia din UK. Eu mă vănesc acolo la... Uite, mă văd și pe live. Hai, sunt chiar live. Da, domnul Dragă. Da, domnul Dragă. Și pe lumea e foarte frustrată că critici una într-una. Critici fără sfârșit și fără început. Păi mă, Leo, trebuie să facă și cineva rolul ăsta la urma urmei. Aici îți dau dreptate. Păi dacă am fi așa tot să ne pupăm în cur unul pe altul, n-am face nicio brânză. Pă bune. Da, mă, da. Trebuie să mai fii și... Am citit-o acum de una. Mă, Dragoș, e foarte inteligent, nimeni nu contestă. Dar are, chiar există tipul ăsta de inteligență. Se cheamă inteligență tip ciocan. Da? Adică în jurul tău vezi numai cuie. Cum s-ar un cap, cum te vezi. Băi, frate, nu, este realitate. Ia să văd ce se discută în chat. Asta e percepția ta că este realitate. Este realitatea ta limitată. Uite, de exemplu, realitatea mea este destul de șocată de vocea lui Leo. Pentru mine e greu să mă acomodez la timpul lui. Ce vă doresc să îmbătrâniți! O, ce vă doresc să îmbătrâniți, tinerii mei, frate! Păi eu am impresia că tu ești mai tânăr ca mine. Nu, sunt cu aproape un an mai mare ca tine. Hai, suntem pare. Numai că eu sunt în august 72. Numai că eu am stat afară când a explodat Cernobâl, nu m-am băgat în casă. De aici ai vocea. Da, băi, fraților. Băi, fii atât. Deci aici. Mi-aduc aminte. Oprim live aici, că noi, înseamnă că noi suntem cam de aceeași vârstă, cu plus sau minus un an. Da. Mi-aduc așa de bine aminte ziua aia în care s-a anunțat în România de accidentul de la Cernobâl și au venit cu pastilele de iod la poartă. Pastile de iod, munturile de pește pe biscuiți. Ne-au trimis acasă în grup să ne ducem cu umbrelele, veneau la școală cu umbrelele, nu mâncam zarzavaturi culese din câmp. Era nebunie cu ciocă. Păi, fiindcă suntem live, eu nu pot să spun ce făceam la vremea aia. Era, la noi s-a anunțat când era 1 mai și erau zile libere. Era ziua muncii și era liberă 1 și 2 mai. E și clar. Aveam musafiri acasă, multe rude și dintr-o dată la radio s-a anunțat de un mare accident. Să stăm acasă că ni se dau pastile de iod. E clar, dragul, la vremea aia munceai. Munceam, dar eram în clasa atât, în 86, nu, parcă în 86 ai spus, eram clasa 7. Eu eram clasa 7 atunci. A 6 sau 7. Păi sunt 7-3 născut, nu? Da, m-au dat de mic la școală pe mine. Eu am fost mai precoce. Păi și pe mine m-au dat precoce la școală. Dacă iau pe perspectiva comunistă, aveau prea mulți pe acasă și vreau să scape de voi. Da. La fel și ca și mine, că eram primul din cei 4. Nu te mai țineau la grădiniță. Ce grădiniță? N-aveam nici biberon, expirase. Însă că am de făcut, acum trebuie să fac rețete de la de iod. E teroare. Toată lumea vrea rețete de iod. De pastile de la. Le teamă de
Escaladarea conflictului. Pe conflict oricum există și oricum război este la urma urmei. Mondial, mondial, al treilea, doar nu, nu, mă referam la escaladarea conflictului sub aspectul că una dintre părți s-ar țea amândouă să se bombardeze nuclear. Păi nu, dar nu, e manipulare. Deci eu mă uit la o manipulare. Că rușii o să dea o bombă atomică în insula Șerpilor. Ce dracu o să-i dea în insula Șerpilor? Ce să fac acolo? Mă, din câte am înțeles eu, e vorba de cu totul altceva. E vorba de cele mici bombe atomice care funcționează în proiectilul de tun, care pot fi montate în cătușe, în aruncătoare de grenade. Chestiile alea care ei, nu și... fac o mare pagubă. Ei, și în România ne sperie în România că o să dea o dea acum în insula Șerpilor. Eu vă propun să ne oprim aici și facem stopa. Și dau din nou, îi dau din nou, îl fac public din nou. Ba da, e public, dar a trecut un număr de ore și oamenii să se plictisească să asculte până ajungem la asta. Și atunci când prinde la început... Bine, vrei să repornești cum ar veni. Exact. Sunteți de acord? Da, și noi rămânem pe Zoom aici. Rămâneți pe Zoom, eu îi dau stop cadru aici și am terminat cu ce vrea să spune Cezar, că l-a trimis muncă la culcare și domnul Constantin văd că nu mai are curaj să mai scoată vreun cuvânt. Așa că să anunțe și pe dânsul, cuvenind de GSP asiatice și oprim aici live-ul și repornim. Cine vrea să intre pe nou live. Da. De acord? Să vedem că se rămâne. Dăm un...